O parte din personalul din cadrul judecătoriei Alba Iulia și a tribunalului Alba a declanșat astăzi un protest spontan prin întreruperea activității în cadrul instanței timp de 2 ore. Mai mult, magistrații au anunțat că în perioada 20-25 septembrie vor participa la ședințele de judecată cu purtarea la braț a unei banderole albe. Personalul auxiliar și personalul conex de la judecătoria Alba Iulia și a tribunalului Alba au declanșat astăzi o formă de protest spontan prin întreruperea activității în cadrul instanței timp de 2 ore în intervalul orar 10:30-12:30 ca urmare a nemulțumirilor acestora, ne spune un ziar local din Alba. Spontan acum personalul auxiliar din cadrul judecătoriei Alba Iulia și tribunalului Alba pentru aceleași condiții, pentru aceleași revendicări, să zicem, ca cele de acum mulți ani, nu s-a rezolvat absolut nimic din ce am solicitat noi acum mulți ani. Respectiv, avem lipsa unei legislații și unor reglementări adaptate la realitățile din instanțe și parchete, neadoptarea unui statut al personalului de specialitate din instanțe, creșterea continuă și alarmantă a volumului de activitate înregistrat în perioada ultimilor ani după intrarea în vigoare a noilor coduri, sporirea atribuțiilor și responsabilităților acestor categorii de personal, existența unor scheme de personal auxiliar și conex neadaptate volumului de activitate, lipsa unor sedii corespunzătoare de desfășurare activității profesionale și adoptărilor necesare, inechități salariale existente în rândul categoriilor de personal din justiție, chiar între salariați aflați în situații identice, precum și necorelarea veniturilor salariale cu atribuțiile, responsabilitățile și importanța muncii. Sunt aceleași revendicări ca și acum mulți ani, la care s-au mai adăugat câteva. Nu s-a rezolvat absolut nimic, nu se intenționează rezolvarea. Principalul vinovat este Ministerul Justiției actualmente. Avem 36 de angajatori care se calcă pe picioare să se ferească de rezolvarea oricăror probleme și chestia asta conduce la o stare de tensiune în justiție și vedeți ce se întâmplă. În protest au fost implicați 50 de membri de sindicat. Aceștia declară că principalul vinovat în această problemă ar fi Ministerul Justiției. Într-un comunicat al judecătoriei Alba Iulia se arată că adunarea generală a judecătorilor din data de 19 septembrie a hotărât următoarele. Solicită public puterii executive să aplice hotărârile date de instanța supremă în recurs în interesul legii și procedura dezlegării unor chestiuni de drept în concordanță cu normele legale în vigoare și să pună în executare hotărârile judecătorești. Puterea executivă să transpună de îndată în acte normative și măsuri administrative hotărârile Curții Europene de Justiție pentru a preîntâmpina valurile de litigii generate de neexecutarea de către executivă acestor hotărâri. Solicită public guvernului să emită acte normative doar cu respectarea normelor constituționale. Solicită aplicarea nediscriminării actelor normative pentru toți destinatarilor. Aprobă memoriul formulat de Asociația Forumului Judecătorilor din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților din România și Asociația Procurorilor din România și solicită public Avocatul Poporului să inițieze controlul de constituționalitate a Ordonanței de Urgență 43 din 2016. Solicită public demisia Ministrului Justiției. Aprobă memorandumul adresat Guvernului întocmit de Uniunea Națională a Judecătorilor din România și de Asociația Magistraților din România. Începând cu data de 20 septembrie și până la data de 25 septembrie, adoptarea unei forme de protest public constând în participarea la ședințele de judecată cu purtarea la braț a unei banderole albe. Începând cu data de 26 septembrie și până la dispoziții contrare, adoptarea unei forme de protest public constând în soluționarea numai a cauzelor de tip urgent.